Ana Maria Brânză a acceptat oferta și de astăzi este oficial angajată la Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Ea va fi consilierul președintelui Mihai Covaliu. Anul trecut, pe 9 decembrie, la retragerea oficială, Ana a primit de la Mihai Covaliu și George Boroi propunerea de a intra în echipa CSR. Am discutat cu domnul secretar general. Știm că Ana Maria Popescu este un brand, un brand național, un brand olimpic chiar. Și de aceea suntem încântați să îți facem o primă propunere să rămâi, alături de noi, de sport, să vii în echipa Comitetului Olimpic. După 3 luni, Ana a dat răspunsul și a acceptat să intre în echipa administrativă a Team România prin detașarea de la Ministerul Apărării. Ana Maria Popescu va fi consilierul președintelui Mihai Covaliu și va avea responsabilități pe marketing. În 2016, ea a fost cea care a semnalat public problema echipamentului contrafăcut al delegației tricolore la Jocurile Olimpice de la Rio.